România nu s-a făcut de râs la primul campionat european de kickbox organizat la București. Tricolorii au câștigat 7 medalii, dintre care una de aur și 6 de bronz, și au terminat pe locul 10 în clasamentul pe medalii, în timp ce Rusia, care a dominat campionatele europene, a terminat pe primul loc. Chiar de ziua națională, ploieșteanul Amancio Paraschiv și-a păstrat titlul după ce s-a impus în final în fața campionului mondial în titlu. În fața aproape 500 de fan, Paraschiv l-a învins în finala de la București la puncte pe rusul Oleg Zaicev. Ploieșteanul a disputat ultimul act al competiției cu o mână fisurată. Peste numai o săptămână, sportivul în vârstă de 20 de ani va urca din nou în ring, de data aceasta la profesioniști, în data de 7 decembrie la Local Combatonești, urmând să lupte pentru titlul național la categoria 69 de kg cu Alin Șpan. Sunt mândru, România, te iubesc, m-a ajutat foarte mult că azi e ziua națională, am avut cei mai buni spectatori și le mulțumesc pentru susținere. Am avut o problemă la mână, dar nu m-a mai interesat. E un rezultat pe care îl dedic tuturor românilor și în finala de la Ankara am bătut tot un rus. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat și promit că voi munci pentru a obține aurul și la mondiale, a declarat luptătorul ploieștean. Ceilalți 5 medaliați cu bronz de la europenele organizate de Federația Română de Arte Marțiale de Contact sunt Andrei Costea, Mihai Cârstea, Nicolae Bogdan, Daniel Alexandru și Mihai Ioana.